Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, eu tocmai ce m-am enervat că băieții au pierdut runda, așa că o să-mi bag un config de semi-rage. Dăm un semi-rage la solo. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CS:GO Prime Hacking. Bă băieți, de data aceasta o să jucăm pe contul pe care am zis că o să-l dau la giveaway și chiar o să-l dau, dar în ultima perioadă nu am mai jucat pe el, chiar nu știu de ce, am și uitat de contul ăsta că există, bă băieți. Bă fraților, plănuiesc pe viitor să dau acest cont la giveaway. Până atunci însă o să jucăm și noi pe el ca să îl rankăm. Apare mi-a expirat rankul, nici mai știu sincer și chiar nu mai am niciun habar ce rank aveam, dar o să aflăm după primul meci pe care o să jucăm pe acest cont ce rank o să primim. Dați și voi acolo un like, bă băieți, facem 1000 de like-uri la acest episod. Astea sunt comentariile din episodul trecut. Dacă vreți să apareți în următorul episod, puteți să lăsați un comentariu cu orice fel de propunere sau idee pe care o aveți și neapărat dați un subscribe dacă vă place ceea ce fac, bă băieți, ca să putem continua și să facem 70.000 de abonați cât mai rapid, pentru că la 70.000 de abonați o să facem iară live stream de 12 ore. Hai să-i dăm blană în meci, bă băieți. Gata, bă băieți, a început și meciul în sfârșit. Bă, deci stau aici numai din time. Bă, ce dracu, mă? Bă! Bă, băiatule, de ce nu mă lasă să cumpăr? Asta un pic, bă băieți, s-a întâmplat aici o nefăcută buy menu. Aparent, la mine pe CS:GO, nu știu dacă se întâmplă și la voi același lucru, dar la mine își dau unbind singur chestiile, efectiv. Stau liniștit, nu mă văd că nu mai am buy menu, nu mai am ceva, nu mai am ceva la binduri și moftic rău de tot. Bă, fraților, nu uitați că jucăm cu Zaped, probabil că v-am zis asta și la începutul videoclipului în intro, dar o să vă zic și acum. Nu uitați, dați acolo dacă vreți să vă cumpărați codul. Mamă, dar am cel mai delegit config să-mi bag picioarele. Bă, eu vreau să dau cu semi-rage, sunteți nebun la cap, dați-mă un pic. Stați-mi o secundă, băiescu, să intru eu tare în băiatul ăsta, cred că o să-mi dea un... ce m-am scuțit, dar pe unde e la care au SP? Aia zic, tati, avem USP, hai să dăm un reload. Nu uitați că jucăm cu Zaped, bă băieți, dacă vă place codul pe care îl folosesc eu în acest episod, puteți să-l luați din descriere. Bă, nu am loc pe birou, efectiv. Deci nu am loc pe birou și nu pot să mă joc. Mamă, ce cape am luat la hai să vedem, bă băieți, să-i dăm cap și la băiatul ăsta, opa, l-am văzut. Oh, dar de ce 3-10 pe mine în pana mea și eu n-am loc pe birou ăsta, bă băieți. Deci atâta pot să mișc mouse-ul de aici până aici. Tot e ok, dar nu pot să dau flicuri. Sunteți nebun și mă enervează la culme chestia asta și ce dracu e cu config-ul ăsta? Asta este meniul de la cod, bă băieți, by the way. Să băgăm aici. A, uite, Raul 2 ca legit config. Hai mă că băgăm config-ul meu de legit. Sunteți nebun la cap, nici nu mai știu cum e config-ul ăsta de legit, dar îl încercăm. Mama, au rankuri bunicele ăștia, s-ar putea să iau și eu un MG2 pe contul ăsta. Să sperăm că o să fie cazul. Bă, nici nu mai știu cum am făcut config-ul ăsta. Mama are auto crouch-ul, auto dacu. Bă, să-mi bat picioarele, mă. Ia. Oh, așa, da. A, ăla a fost bulan doar. A, bana a fost, mă, bulan, nici nebun. Două cap, am înțeles, două capete, bă, băieți. Hai să vedem dacă l-am luat și pe al treilea, bă. Trageți pe mine codul, dar trebuie să jucați cu un config bun, gen cum e configul meu. Mamă, lasă-i dau jump shot. Bă, băiet, treci încoa. Lasă-i dau jump shot, bă, băieți. Hai să vedeți aici. Ce jump shot, că-i dau prism... Mă moare, eram sigur că mă moară. Bă, dar dobitoc îți cam dat, tragi prismul ăla să-mi bat. Bă, dar dobitoc rău de tot îți, mă. Bă, băieți, eu tocmai ce m-am enervat că băieții au pierdut rând, așa că o să-mi bag un config de semi-rage. Dăm un semi-rage la solo. Numai că nu știu, mamă, dar configul ăsta e jale rău de tot. Ia să vedem jetty ăsta. Ăsta pare de ce, numai să n-aibă autoshot-ul pe onia asta, zume un pic. Nu luăm un AK, așa. Rage, mamă, păi chiar că îi semi-rage, bă băieți, stai un pic, stai să vedem, legitul nu-l are, deci legit n-are nimic, cred că are doar pe rage. Numai să n-aibă autoshot-ul, dracu, pentru că eu știu că am intrat cu nu știu ce config în warm-up și avea autoshot-ul pornit și m-a speriat un pic, stai să-i bă băiatule, păi mi-e trage codul automat și eu vreau contul ăsta să nu-l banez, oricum la semi-rage nu ne luăm bani, să ne apare nu trage codul singur, asta, mamă ce cap. Mamă, dar config-ul ăsta oricum e, ăsta, deci de-abia config-ul ăsta cu care joc eu acum este un config de legit pentru mine. Deci uitați-vă și voi. Deci mie mi se pare că de-abia trage. Deci ăștia aș fac configurile. Bravo, m-am tras în a meu și tot aud alea hitbox-urile. Bă, băieți, după 3 runde pierdute mi-am dat și eu seama că aparent semi-rage-ul ăsta are și un hotkey. Trebuie să apeși pe mouse 5 ca să se activeze aparent. Nu cred că are autoshot-ul, auto-attack, Zeus, knife, nu știu ce. Bă, nu cred că are autoshot-ul, dar aparent are acolo un bind, mouse 5, ca să îi dai toggle cum ar veni. Adică nu cred că e toggle, cred că trebuie să-l ții apăsat, enable, mouse 5. Bă, nu știu ce să zic, hai să vedem dacă chiar e adevărată chestia asta. Ia să ne băgăm aici și să ținem, a, futu-s gura mătii să-ți trag la pulicioaică. Ce, bă, dar vezi că joacă bine ăștia astăzi, nebun la cap, chiar joacă bine astăzi, mouse 5, aia zic, vedeți, trage arma automat acum, altă treabă, ia, hai de pic, ah, ce, băi, coaie, nu se poate, bă, băiatul, nu mai grenade de-astea, bă, mă mâncă piciorul, să-mi bat piciorul, ia, uite, mă, băi, mă mânca piciorul, nu trage, tot nu trage, a, e smoke aici, coaie, what the fuck, l-am luat pe ăla prin smoke, eu acum văd că aici e mare smoke și,
Mamă, băieți, țineți-vă bine, sunteți nebuni, am dat mare capriz, mă, hai mă, băieți, că de acum gata, se câștigă. De acum se câștigă, că am descoperit și eu confi. Uite-l pe ăla, tot îi smoke și aici, bă, băieți, da. Uaaa! Se câștigă, băieți, se câștigă, băieți, Raulica anti-overwatch. Hai că Raulica anti-overwatch, bro, s-a enervat băiatul. Throwing a decoy, hai că nu mai joc așa de obvious, că deja parcă prea... Gata, mă, i-am dat la corp la ăsta, hai să iau și eu un AVP, dacă tot... Bă, un AVP am zis. Da, mă, că am descoperit și eu config-ul, băieți, gata. Numai bine, nu m-a văzut nimeni de la mine din echipă ca să pot să-mi iau kick, că de obicei terminați ăștia din Nova, îți dau kick. Dar știți cum fac? Nu îți dau kick în prima rundă când te descoperi că joci cu coduri. Nu, frate, îți dau kick la 15-a rundă ca să câștige meciul, să fie sigur că câștigă. Știți, asta este o tâmpenie. Ai că aia la global sau aia Caradu 2, Caradu 4K, îți dau kick când te prind, că nu le plac odații și pui mie, dar ăștia scârțari, nu că nu le plac odații, dar pur și simplu nu vor ei să câștigi tu meciul, știi, asta e enervant la ei. Că probabil ei deja și-au dat seama că eu am... am crezut că eu l-am luat băgamia și mă să țin... mouse 5! Așa mă, mouse 5, nu mouse 4 le trebuia. Eu țineam mouse 4, sper că n-am făcut... am vorbit cu băieții doar. Hi guys! N-am oricum bind. Mouse 5? Bă, dar asta nu-i... mouse 5? Bă, băiet! Ia! Țin mouse 5-ul? Hai, dă-mi pic. Băi, coaie! Băi, coaie! A trebuit eu să trag. Sau... wow, are pe... cred că pe AVP n-are autoshot-ul, mă. Da, mă, corect, pe AVP poate n-are autoshot-ul configurat și pe AVP trebuie tu să dragi. Am văzut că la cam trăgea singur. Poate la AVP nu are, mă, n-avem de unde să știm, băieți, mamă, Glock fade-ul ăsta. O să joc cu Glock runda asta doar pentru că e fade, deci nebun la cap, că voiam să-mi iau banumă, tot mi-au tech, ești nebun la cap, ia ce skin am pe tech. Toxic. E decent și ăsta, bă, băieți. Bă, fraților, chiar aș vrea să mă joc la non-prime, să intru la non-prime cu codul ăsta cu Zapet, că am văzut că în ultima vreme este destul de decent pe Hack vs Hack și chiar aș fi curios să văd un meci de Hack vs Hack cu Zapped ăsta, numai că na, la Prime nu prea dau de codații, încă te puteți observa, au dispărut codații de la Prime și... na, chiar aș încerca, ar merita să încerc așa un pic să intru la un non-Prime cu Zapped ăsta, ce ziceți pe un episod următor, bă băiți, ar merge un HVH cu Zapped, că chiar îi trage destul de bine pe HVH în ultima perioadă, ok, deci văd, ia să vedem, mamă, se învârte și ăla cumva? Se învârte și ăla cumva? Mamă, ce cap i-am dat, dă-te-n puii mei! Încă unul, bă, dar nu mai eu fac kill-urile, sunteți nebun la cap, jocul se mirege, eu nu mai eu fac kill-urile, vreți să vă mint? Plan the bomb, bro, plan the bomb. Deci nu mai eu fac kill-urile, kick, pizda. Ce pizda? Ce, mă? Ce vrea ăla, mă, e terminat? Bă, băiatule, bă, băiatule, ce kick, pizda, bola, ești retardat? Doamne Iisuse, ce să mai zic, mă, băieții, acum, ce mai pot să comentez? Bă, ia las voi un AVP, că aveți un AVP în bază. Dar și dacă îmi dau kick să-mi bat picioarele de nu dau delete la viață. Mamă, dau... bă, ești prost? Așa transfector bun am eu pe contul ăsta de au ăștia... mamă, băiatule! Au ăștia numai service medaluri. Păi cred că mi-a crescut transfectorul, că n-am mai jucat pe contul ăsta de mult, bă, băieți, bă... stai, mă, să iau bomba dacă... a luat-o căcatul ăsta. Cred că mi-a crescut transfectorul, că n-am mai jucat de mult pe cont și... na, n-am mai luat reporter, n-am mai... avut chestii să joc cu coduri de-astea care scad transfectorul și probabil... de aceea, ceea ce e o chestie super, super bună, bă, băieți, că acum nu ne mai stresăm că ne luăm bancă, păi mei, pot să dau cum vreau meciul ăsta. Rog, aproape cum vreau, ăla are AVP. Are augelul. Bine. Hai, prietene, aici. Să-ți-o dau. Mamă, cât de prost. Băi, cât de prost ești, băi, băiatule. Băi, dar de lui cui mama lui proces verbal a pus bind-ul ăsta, că nu pot să țin bind-ul ăla apăsat. Mă, că-l dau pe mouse-ul, nu sunteți nebun la cap. Nu înțeleg, care e faza cu... FOV, ok. Hai că încercăm așa, bă, băieți, da. Să-mi bat picioarele de... băi, băiatule, băi, hit sensor ar trebui la blană dat, ești nebun. Dar, trebuie să fac pe fiecare armă, să-mi bat picioarele. Mamă, că-l dau pe default aici, pe ăsta, pe 90% și gata. Sau să-l las pe 50%, mă, îl dau pe 80%, bă, băieți. Așa. Bă, gamea și picioarele. Păi ce dracu, mă, băi, băiatule, ce config e ăsta, mă, de vestim mouse 5 apăsat să-mi activeze aimă, ești nebun. Că nu pot, nu pot să... nu știu eu făcut așa, nu-i... nu-i mâna mea făcută în așa fel încât să pot să apăs și mouse 5-ul și să și trag în același timp să faci play. Previzibil, când mor eu, se duce dracu toată runda. Bă, deci urăsc meciurile de genul care eu doar eu trebuie să joc. Efectiv, doar eu joc, mă, băieți. Nu mai, deci 14 cu 4, 5 cu 4, 4 cu 4, 1 cu 4, 1 cu 4. Deci eu meciul ăsta, dacă vreau să-l câștig, trebuie să fac vreo 60 de kill-uri, 3 var familia ca să câștigăm. Stați să văd dacă aici a rămas totul activat, totul bine, M1, M1, M1. Bă, cred că acum ar trebui să meargă totul bine, bă, băieți. După calculele mele, ar trebui să meargă totul bine. Dacă nu merge totul bine, dau quit la meci, să-mi bag picioarele, nu dau quit la meci dacă iară nu merge. Deci urăsc configurile astea făcute chiar așa, mă, frate, pe mouse 15, pui mea să mă, dacă nu-i dau one tap ăsta acum, hai mă că i-am dat, ești nebun. Cred că acum merge bine. Acum merge cum trebuie codul. Flashbang oricum nu mi-l iau. Hai mă că merge bine codul acum, bă, băieți. Merge bine codul. Băi, dar... e făcut de spray să-mi bat picioarele că... i-am rupt cu spray-ul ăsta.
Păi uite-l pe ăla, futus copilul, mă, ce ce-l cheamă pe el? Vine și-mi face mie spre și mă și nimerește, culmea. Da-ți repede, plantăm aici bomba, bă, băieți. Băi, eu nu-mi dau seama cu smoke-urile astea dacă mai e sau nu. Uite ce smoke-uri ciudate. Și de la distanță nu-ți dai seama dacă mai e sau nu. Mai dau un smoke aici că s-am îndoi pe CT. Poate dăm unul untap. A, ok, n-am mai dat niciun untap. Și trebuie eu să mă duc să-l omor și pe tot pe ultimul. Pentru că, puii mei, nu sunt stare de nimic. Hai să vedem. Mamă, ce cap am dat la dă-te în pana mea. Băi, geniu, bă, am rezolvat config-ul. Gata, asta trebuie să-l fac. Ha, 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 am înțeles, am înțeles. Configul ăsta trebuie să mi-l fac main de semire și super șmecher configul, dar era configurat prost cu mouse 5 ăla aici nebun la cap. Trăiți, iar familia nu eram în stare să apăs mouse 5, mă omorau băieții. Dar e chiar super ok configul. E decent, e cum trebuie, e ce trebuie, bă, băieții, e ce trebuie. I don't hear you, man, do you hear me? Păi eu nu-i aud pe ăștia. Ah, never mind. N-am crezut că a vorbit ăla și când l-am auzit. Ia hai mă băieți să dăm acum oraș corect pe ei. Că acum am încredere în config. Acum bă băieți, nu mai stau stresat că mă omoare. Ah, dar fire-ul ăsta mi l-am dat și mie sub picioare. Să-mi bat picioarele. 10 cheats, man, 10 cheats. Ok. Which one? I'm using Exitium right now. Hai că Exitium dacă e. Cred că nici n-am înțeles ce a spus el, cred că se, ce i-am spus ăla, cred că se referea gen dacă am aimbot, dacă am wallhack, dacă am ceva. Plantain, guys. Asta cred că se referea dacă am Exitium, dacă am Exitium, dacă am aimbot, dacă am wallhack, când i-am zis de Exitium. DRB, Plenda Bambei. Ce le zic așa, le zic așa cu voce mai serioasă să nu pară că filmez episodul, știi? Bă, dar mă enervează că, ia să-i umplim, mă, băiatule, mă, să facem aici o chestie dacă tot am intrat în setări. Aici, gata mă, mouse 4. Hai că acum am aud, mă. Gata mă, băi, aveam pe capa să vorbesc cu ei, sunteți de bun la capă, spuneți și voi în comentarii. Pe ce tasta aveți voi keybind-ul de vorbit? Că eu pe capa, cine dracu folosește capa ca să vorbească pe ce se sunteți nebun? Mamă, ce... Ba, eu a fost bun, Neidu. Bă, tragea mea o mine, cred că. What the fuck, tragea mea o mine, e terminat. Ha, 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 ha. Și uite aici ce one-tap-ul și-a ultimul de la mine. Wop, wop. Mamă, să vezi ce se enervează așa pe mine. Ha, 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 idiot. Ha, 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 ha. Bine, mă, băiatule. Suca. Suca. Mamă, cum a scris? Așa se scrie suca, cred că. Chica. Sau nu înseamnă tot suca. Nu știu, bă, băieți, eu nu știu rusă. Chiar nu știu, dar să vorbesc aici cu ei să mă descurc, dar în orice caz îi distrug pe băieți acum. Nu mai, bă, nicio șansă nu le mai dau. Nicio șansă. M-au enervat 4 runde, am pierdut și m-au enervat. Acum gata, s-a terminat șmecheria, bă, băieți. Am băgat zape dumblană și gata. Oricum, chiar îi sper de decencitul ăsta. Încă nu, adică n-am apucat să-l testez pe partea de securitate, la modul că n-am jucat. Mamă, ce cap am dat asta. N-am apucat să joc încă atât de mult încât să văd dacă ți-ai sau nu ban cu el. Dar până acum, din ce am jucat eu pe conturi, nu ți-ai ban. Adică n-am luat ban până acum, ceea ce îi sper super ok. Bă, broadele, nu mai îmi da fire sub picioare, bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, plen de ban, guys. Bă, mamă, hai că au plantat bomba dacă e. Hai că au plantat bomba dacă e. Hai mă și tu, băiete, încoa. Hai și tu încoa, băi, băiete. Cum ar fi acum să văd eu de fapt pe contul meu și că nu sunt pe contul ăla de level 80 și că joc așa pe contul ăla meu cu cuțit. Ar fi culme aici, nebun. Chiar îmi place, mă, chiar mi-e dor așa de seria asta de semire și nu jucam înainte, deși acum merge Overwatch, adică ați văzut și voi că dacă îți bagi spin-ul, că am băgat spin-ul atunci în videoclipul ăla de test, să zic așa, în care am testat Overwatch și chiar merge, adică acum dacă bagi spin-ul ești cam ciaules. Da, ia să-i dăm un atap la asta. Dar oricum, dacă joci așa cum joc eu acum, semi-rage n-ai treaba. Adică eu zic că nu te bagă la Overwatch. Oh, bam, și am dat-o. 8, cât am? 6 MVP-uri. Hai că 8 MVP-uri, da mă? 8 MVP-uri. 4. Stai, 4. I very good player, bro. I very good. Doamne, ce retardat-o-s, bă. Bă, să le mai fac și în halul ăsta, mă, să-mi bag joc de ei, mă. Nu se poate, mă. Of, 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 of. Bă, uite acolo, chiar uite, și cheat info, și bind list-ul, și spectatorii, cum ți-a arată, dar îți spuse cam dubios alea acolo, putea să le pună și în stânga ecranului sau în dreapta, ăla care a făcut config-ul, le-a pus fix sus acolo. Deși și sus arată bine, nu pot să zic că nu, dar, na, oricum, bă, băieți, mamă, m-a blocat căcatul ăsta și am dat nidu ca dracu. Oricum, hai să vă arăt acum, repede, aveți aici la settings, config și aveți config browser și puteți să vă luați config-uri de pe marketplace dacă... Adică nu e ca la celelalte, mă rog, că deja au multe coduri, au chestia asta cu configurile direct din meniu, dar nu mai trebuie să intrați pe forum să vă descărcați coduri, să pui mei, ăsta să vă descărcați configuri, să pui mei, să vi le băgați în nu știu ce directory. Nu, frate, de acum ți-l iei direct din meniu și gata. Mamă, dar ăștia nu sunt stareți, că și Giorunda fără mine. No probleme, no problem. Plendam. Nice, good job, guys, good job, very good job. Mama, am 27 cu 4, să-mi bat picioarele. Hai să vedem câte kill-uri face meciul ăsta, deși eu cred că o să trec de 50, lejer. Hai să vine să tușesc.
Mama, ai venit odată. Mama, zici că sunt tata de la care se trece de dimineață să se ducă la lucru și a venit să tușească în baie și trezește tot blocul, ești nebun. Mama, mi-a pierdut vocea când am tușit. Era să-mi pierd vocea când am tușit, bă, băi, să rămâneați fără mine, sunteți nebun la cap, făceam live-uri pentru surdomuzi de acum încolo, sunteți nebun la cap, nu mai eram în stare să vorbesc. Bă, dar mă enervează ăștia cu fire-urile lor, ia să-i spun să dau și aici un aid și să dăm rush pe ei. Mă enervează ăștia cu nade-urile lor, să mor. Să mor de nu? Hai bă băiatule, hai bă băiatule. Mamă, mi-a dat flash-ul ăsta de degeaba aici, nebun. Mare, mare one tap ce și-a dat, că dă pic. Mare one tap. Ce-a dat, mă, încă? A dat un smoke, săracu. Bă, ce milă mi de el, mă, săracu, mă. Oh! Oh, două one tap-uri, guys. Două one tap-uri, guys. A murit ăla. Uite, spectatorul fix pe mine, ești nebun la cap. A, gata, mă. Ba nu, tot pe mine este spectator. Bă, care trage, mă? Care trage, mă, băiat? Ia uite-l pe ăla. Hai mă băiat, vi treci încoa. Am crezut că fac și o kill-ul. Hai să iau toate rundele cu MVP asta, să mai omor încă doi, să fiu sigur. Bă, dar trage cu echipierul mine. Bă, SLI, stai cu minte, Sli. Stai cu minte, bă băiatule. Mamă, ce am dat, ce cap am dat ăla, să-mi bag picioarele. Și tot i-am luat MVP-ul, bă băieți. Hai zine că putem să câștigăm meciul ăsta cu 16 MVP-uri. Deși eu tot am impresia că ăștia o să-mi dea kick în ultima rundă, și dacă o să facă chestia asta, sunt cei mai retardați oameni de pe planetă, pentru că eu chiar vreau să văd ce rank o să-mi dea pe contul ăsta, pentru că contul ăsta este giveaway pentru voi, bă băieți, nu uitați. Deci contul ăsta la un moment dat, când o să-l fac eu mai șmecher, până ajung la service medal, cred că o să joc cu el, să-mi bat picioarele. Și când am ajuns să am service medal, o să-l dăm la giveaway. Acum sper că nu o să joc tot la fel, odată la 2 săptămâni pe el sau odată la 2 luni, că atunci nu o să mai ajungă niciodată să aibă service medal-ul. Dar oricum, în mare, până o să aibă service medal-ul, vreau să joc pe contul ăsta. Când o să aibă service medal-ul, atunci o să-l dau la giveaway. Bă, băiatul. Uai, ce am dat-o. Să cred că acum plânge, se dă cu capul de pereți. Ce am dat, sunteți nebun la cap. Hai să plantăm repede bomba, hai să luăm și noi AVP-ul ăsta. Că nu ești ca mamă, se... what? Hyper Beast. Mamă, de când am mai văzut skin-ul ăsta. Cred că urmează un surrender, guys. Cred că urmează un surrender. Și dacă urmează un surrender, s-ar putea să mai băgăm și un wingman, bă băieți, pentru că vreau să văd și ce rank am pe wingman. Deși nu cred că o să dea băieții surrender oare. Dau băieții surrender chiar așa, mă, să dea băieții surrender, mă. Nu cred că... Sau hai să le zic, sur. Poate dau băieții surrender, dar dacă nu da... au dat surrender, GG, guys, hai să vedem ce rank am luat și mai băgăm și un wingman. Să vedem de rank-ul și pe wingman, bă băieți, MG2. Era previzibil că o să iau undeva pe la MG chestii de genul. Bă, fraților, hai să trecem și la un meci de wingman. Chiar sunt foarte, foarte curios ce rank o să iau, deși cred că... Ba nu am, aveam rank bun, aveam Legendary Eagle, parcă păsa, nu știu, bă băieți, o să vedem ce rank o să iau. Mi-am luat și drop, mă? Nu m-am speriat. Hai să jucăm, bă băieți, și un wingman să vedem ce rank luăm. Ne vedem în meciul de wingman, bă băieți. Gata, bă băieți, a început și meciul de wingman și ca în episodul trecut când am jucat wingman, am dat din nou de români, bă băieți. Parcă wingman ăsta are o chestie și detectează din ce țară ești și te bagă cu oamenii în aceeași țară ca tine, să-mi bat picioarele. Hi guys, zicem așa, un hi guys, pentru că nu cred că o să-și dea seama după nume că-s român. Pe profil nu cred că am că-s român, sper nu am că-s român. Comentariile s-ar putea să fie în română, dar nu o să uite el la coment. Și hai să vedem, bă băieți, dăm niște caps, sunt cu semi-rage-ul. Ce am dat-o, bă, dar și stama că am așteptat un pic dubios. Eu sunt curios la românașul nostru, bă băieți, să-i dăm un cap două, așa să vedem dacă se enervează. Și chiar sunt curios ce rank o să iau și pe wingman, hai să vedem aici, vlăduțe, vlatienti, șpong. Mamă, ce cap am dat, bă băieți, vai, ce l-am spart. Și acum dacă mă face cu o dată, eu să zic, ce ai mă, o zis ok, gata, bă băieți, o să avem un meci de hack versus sex, stați un pic că vine să tușesc chiar. Mamă, bă băieți, COVID-ul, să-mi bat picioarele. COVID-ul sau că bag 10 pachete de țigări pe zi, una din două, chiar nu știu. Omul meu a zis ok și după ce... dar n-au mă conturi de codați, sincer să fiu. Nu pare să aibă conturi de codați, sincer. Mamă, ăsta săracu a zis ok, ești nebun la cap, dar... Ia, n-are mă cod. Nu cred că are cod, ești nebun la cap. Bă, dar semi-rage-ul ăsta dă numai cap, văd. Adică, bă, băiatule, calmează-te un pic. Are pe head și neck, păi normal, drecu, că dăm așa și așa. De fapt, nu, fii atent că las și pe head. Că... Poate după aia nu trebuie să-i dau cap și nu pot să-i dau cap că nu mi ăla hitbox-ul pe head, dar oricum trage numai pe cap, văd zapetul ăsta, nu-i iartă. Ia uite-și pe ăsta, bă, copile. Ia uite cu aia, iară ca. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, păi scoate în capul atunci. Că la default, că am văzut acolo că nu-s rifle-uri sau ceva, să-i iară de cap. Da, are și ăsta cod, are și ăsta cod. Da. He-he. Are și ăla cod, cred că, sau? Ia să vedem. Ia, dacă îi dă cap și la asta e clar, are... Mama, dar se uită și ăsta cu sama picioarele, numai la el nu se uită. It's behind you, behind the doors, yes, there. Mam. Just rush him, yes, you're looking good, yes, left, behind you, man, yes, there. Just rush him. Yes, go, left, up, left again.
Bravo, mă, băiat. Bravo, mă. Bă, de fapt ăla, în fine, nu mai zic nimic. În fine. Bravo, mă. Hai, mă, că e bun băiatul, a jucat bine. A jucat-o bine runda asta. Bă, n-am pierdut nicio rundă? Da, mă, n-am pierdut, eu am crezut că am pierdut. Bă, ești nebun la cap, i-am rupt în două. I-am rupt. Deși băiatul ăsta patrol mi se pare oricum dubios. Cred că ăsta patrolul ăsta are mare cod, cred că. A, dar are 1200 de ore. Nu știu, mă, bine, și eu am 1400 și am cod, dar am și puțin, dar nu știu ce să zic, mi se pare un pic dubios băiatul ăsta patrolea. Aha, patrolule. Patrolule, patrolule, ce faci tu, bă? Wow. Deși ăștia au coduri, dar le e frică să joace cu ele, sau care e faza, că n-am înțeles, ia. Cheater. Ok. Mamă, dar băiatul ăsta meu chiar că măcar, adică că măcar, că-mi câștigă rundele pe care eu le pierd. Sau, mă rog, câștigă rundele în care mor. Man, can you drop AK, please? Mamă, e și ascultător, thank you so much. E și ascultător, mă, că meciul ăsta de Wingman o să meargă rapid, sunt nebun la cap, îl câștigăm imediat, mamă. Ce faci, vlăduțe? Haha. Băi, săracul vlăduț, bă, băieți. Săracul vlăduț, bă, băieți. Unul mort, amândoi morți. Vlăduțe. De ce nu mă bag în seama mea, da, mut, ce-a făcut, ia să-ți vedem. Eu rămân, broscăuti. Ia, du-te în pulă, mă, ca aim. N-am frate aim. Slabule. Ba nu, tu ești slab. Facem un pic de trash talk, băieți, cum se spune așa între români. Da, un pic de trash talk și intru un pic cu tecunii, că aș vrea să văd cum trage cu te... Ia, uite-l pe ăla, bă, băiatul, it's up, up, up. Up, up, yes, yes, there. Watch out. Dacă câștigă asta și... Băi, nu cred, mă. Deci ăsta e efectiv, efectiv. Mersi, frate. Sunt foarte bun. Joc face de la 9 ani. Acum am 10. Vreau să zic, acum am 8. Păcat că nu ești căutat. Adevărat. Ar merge să mă bage Jaxi în Nexus, nu? Băi, ce ratat, îți vorbim să cremă. Păi ia, mă, să vedem și cu Deagle-ul ăsta cum se descurcă. Mama, l-aș lua scout, cred că l-are semi-rage-ul pornit acum, sunteți nebuni. Hai, mă, băiatul, hai, vlăduți. Oh, boys, mamă, ce am dat-o. Băi, nicio rundă nu le-a lăsat. Bine, adevărul că și joc a nesimțit-o, să-mi bat picioarele. Bine că pe Wingman nu pot să-mi iau kick, că Manslay ăsta am eu, cred că îmi dădea kick. Cred că am luat mare kick, bă, băi, zonii, problemea să jucăm în rundă și cu AVP, că am jucat numai ca toate rundele. Nexus e o echipă prea slabă pentru tine, adevărat, grăiești, frate. Bă, ce nebun ești, bă. Bă, ce nebun, bă, dar cum să dau, mă, de România atâtea ori consecutiv, ești nebun, hai, mă, brother, îți dau un nou scop. Hai, că i-am dat nou scop, dacă-i. Bunu, nou scope, bravo mie. Bravo e mie. Băi, nu vine să cred că de ratată-ți, bă. Hai să ne, bă, băi, spate, luăm și noi acum un rank bump și pe Wingman și l-au rezolvat contul ăsta. Mai un meci, ce mai un meci, că 5 meciuri de Danger Zone trebuie să joc pe contul ăsta. Alea cred că o să le joc off-camera totuși. Deci, practic, bă, băieți, într-un episod ne-am făcut și cu rank pe competitiv și cu rank pe Wingman, ceea ce e sper bine. Mamă, ce azi vine să râgâi, am mâncat hamburger înainte de video. Și îmi vine să râgâi. Un one-tap corect și hai să dăm un one-tap și la al doilea și i-am dat-o și la vlăduț. Bine, mă, băieți, și hai să vedem ce rang am luat pe Wingman. Chiar sunt foarte curios de ce zic un Legendary Eagle, cred. Un DMG. Bă, e bun și DMG-ul, nu zic, nu? E ok, de ce și DMG-ul? Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe neapărat la canal dacă mai aveți episoade de genul în continuare. Nu uitați să-mi lăsați propuneri în comentarii pentru alte serii și alte chestii de genul. O să reîncepem în curând și seria de 5M, vă promit. Și după cum ați observat, probabil o să vreau să încep să postez zilnic și să fac live-uri. Măcar o dată la 3-4 zile, pentru că acum e timpul școlii, sunt și a 12 aici, nu prea am timp, dar în orice caz vreau să postez zilnic, bă, băieți, din câte puteți observa deja este al doilea video consecutiv. Dați acolo un like și un subscribe neapărat. Nu uitați, dacă vreți să folosiți codul pe care l-am folosit în acest videoclip, aveți link în descriere și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!